Ok, la dumneavoastră, da. Bună ziua, mulțumesc că v-ați făcut timp să facem și o conferință de presă după ședința de Consiliu Local de astăzi. Am avut o ședință de Consiliu Local cu 13 puncte pe ordinea de zi, două rapoarte, înseamnă că au mai rămas 9 proiecte. Din cele 9 proiecte, 11 proiecte, din cele 11 proiecte, pentru 9 proiecte am votat da, iar pentru 2 proiecte am votat împotrivă. De ce spun acest lucru? Pentru că în spațiul public este aruncată o idee de către adversarii noștri politici de la PSD că noi suntem împotrivă, că ne-am născut împotrivă și că noi blocăm ceva. Noi nu suntem împotrivă de dragul de a fi împotrivă, noi votăm proiectele cum considerăm noi că ele sunt oportune sau sunt bune pentru Pașcani sau nu sunt bune pentru Pașcani. Procentul de voturi pentru este undeva peste 80%. Și acest lucru îl spun cu tărie pentru că avem o statistică făcută în toți acești 4 ani de când suntem pe actualul mandat cu actuala echipă PNL, avem peste 80% vot pentru. Pe de altă parte, referitor la ce putem bloca noi, nu putem bloca mai nimic, pentru că astăzi în Consiliul Local majoritatea este deținută de către cei de la PSD, ei sunt 10, mai este domnul Sorin Olariu care votează de 3 ani jumătate alături de PSD, asta înseamnă 11, iar noi suntem 8. Matematica nu are cum să mintă, deci ei au întâietate în a vota lucrurile sau au majoritate pentru a pune proiectele în practică. Intrăm în amănunte pe această ședință. S-a discutat mult la început despre activitatea societății CLP Ecosalubritate, dacă vorbim de denumirea veche, a societății CLP Ecoserv. Este aceeași mărie cu altă pălărie. N-am înțeles nici acum de ce au dorit să o schimbe, să o transforme în SRL din SA, având același director, iar astăzi, având SRL, sunt 5 administratori în loc de un consiliu de administrație din 5 oameni. Dar în principiu este aceeași conducere, atât ca direcțiune, da? Deci directorul este același, oamenii care administrează sunt aceiași. În concluzie, la Ecosalubritate, anul trecut, pentru 2019, au avut o pierdere de 250.000 de lei. Noi am scos în evidență acest lucru, faptul că 250.000 de lei pentru noi înseamnă foarte mult, asta înseamnă că conducerea de acolo nu și-a făcut treaba, deci, în concluzie, am cerut demisia. Pentru că conducerea de la CLP Ecosalubritate, care este aceeași cu CLP Ecoserv, avea în mandatul pe care l-a primit de la Consiliul Local sarcina să facă societatea să funcționeze pe zero sau pe plus. Nu poți veni în Consiliul Local să spui că ai 250.000 de lei minus. Consider că și din partea primăriei trebuia asigurat suportul în așa fel încât această societate să prezinte un raport de activitate pe plus. Deci o parte din vină o are domnul primar, domnul Zanet, cei care conduc astăzi primăria Pașcani. S-a discutat foarte mult, ar trebui să facem o conferință de presă, poate de o oră, pe subiectul CLP Ecosalubritate. Am votat împotrivă și la organigrama propusă pentru CLP Ecoserv pentru anul 2020. Tot din același motiv, este o abordare nerealistă, oamenii n-au înțeles că vremurile s-a schimbat, ei nu mai sunt prestatorii serviciului de salubritate, trebuie să se adapteze și trebuie să vină cu organigramă realistă, în așa fel încât la sfârșitul anului 2020, când vor prezenta raportul în Consiliul Local pentru anul 2020, raportul să fie... În rest, am avut organigramă la spital, am fost de acord, am avut organigramă reprezentantul de la spital, un supleant, am fost de acord, organigrama la spital, la organigrama
și statul de funcții din aparatul de specialitate al primarului, am votat împotrivă și îl voi lăsa pe colegul meu, domnul Bodoașcă, să explice mai bine. O rectificare de buget foarte mică, am fost de acord. Am fost de acord cu măsura de acordare de facilități fiscale pentru cei care vor să-și plătească debitele de la finanțele publice pașcani, în așa fel încât dacă ei vor veni să plătească baza, datoria de bază pe care o au, vor scăpa de penalități. Am fost de acord cu predarea terenurilor pentru construcția sau extinderea sau reabilitarea unor investiții care țin de cei de la APA Vital cu proiectul de dezvoltare regional. Deci suntem pentru investiții. Am fost de acord cu scoaterea la licitație pentru închirierea spațiilor comerciale din casetele din zona din Vale și încă un spațiu comercial din zona din Vale. La punctul numărul 12 am avut aprobarea unei campanii de informare și conștientizare colectează selectiv pentru perioada iulie-decembrie 2020. Aici am avut un punct de vedere eu. Consider că programul este bun, dar este foarte tardiv. Totuși bine că se face acum decât să nu se facă deloc. Noi la Pașcani nu reușim să facem colectare selectivă. Astăzi, prin cuvintele spuse de către domnul administrator public, domnul Zanet, astăzi la Pașcani facem 2 sau 3% colectare selectivă, ceea ce este jalnic din punctul meu de vedere. Jalnic. Domnul primar s-a supărat astăzi că l-am făcut incompetent. Deci, prin cuvintele domnului Zanet, faptul că după 30 de ani de zile la Pașcani noi facem colectare selectivă 2 sau 3%, asta înseamnă incompetență. Iar incompetența, în definiția din DEX, înseamnă lipsa competenței. Este tragic. Și eu am spus că eu știu de o taxă, un fel de penalizare, care este pusă pentru fiecare tonă sau metru cub, dar cred că la tonă, da? Pentru acele unități administrativ-teritoriale care nu reciclează într-un anumit procent. Deci eu consider că astăzi Pașcani este penalizat și plătește niște bani degeaba. Deci noi, pentru faptul că nu reciclăm, plătim suplimentar la buget. Domnul Zanet a spus că noi nu plătim, dar eu am să mă ambiționez în perioada următoare să caut mai multe argumente prin care să demonstrez că noi astăzi plătim bani degeaba la, nu știu, cred că la fondul de mediu ajunge pentru faptul că nu reciclăm la Pașcani. Deci, inițiativa este foarte bună, am votat pentru, iar la sfârșit am avut un proiect de suflet al nostru, al grupului PNL Pașcani. Am avut un proiect privind aprobarea unui regulament de acordare a unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din municipiul Pașcani în vederea înlocuirii branșamentelor de canalizare din subsolul blocului până la rețeaua de canalizare stradale și igienizarea subsolurilor. Am încercat să le explic în cuvinte simple colegilor consilieri de la PSD și domnului Olariu, cei care de altfel au votat împotriva acestui proiect, că la Pașcani avem o situație destul de tragică. Sunt foarte multe subsoluri de bloc care sunt inundate sau care sunt neigienizate, care nu sunt funcționale. Cu toate astea, nu tot Pașcani nu se complace. Adică sunt oameni din Pașcani care au înțeles să se organizeze în asociații de proprietari și să facă un efort în a igieniza aceste subsoluri, în a le repara. Din păcate, acest efort este unul foarte mare. Așa că noi am venit cu o propunere în Consiliul Local să facem un regulament în așa fel încât accesul la această subvenție să fie valabilă pentru toate asociațiile de proprietari care doresc să facă acest lucru și i-am rugat pe colegii noștri de la PSD și pe domnul Olariu să voteze în consecință pentru că pășcănenii așteaptă un astfel de proiect. Au inventat tot felul de scuze apropo de legalitate, apropo de oportunitate, au găsit tot felul de chichițe în așa fel încât să nu voteze acest proiect. Mai mult decât atât, au denaturat subiectul conversației într-un atac asupra persoanei mele, spunând că eu am un interes
să promovez acest proiect. Eu nu pot avea un interes să promovez acest proiect pentru că nu sunt beneficiarul acestui proiect. Deci, dacă primăria ar dori să dea această subvenție, banii ajung la oameni. Ei sunt beneficiari, proprietarii de la bloc sunt beneficiari. Eu nu pot fi beneficiarul, banii nu ajung la mine. Iar atacurile venite din partea doamnei viceprimar, din partea domnului primar, din partea unor consilieri locali, da? Deci 5-6 pe mine, să spună că eu am un interes, este, vă spun sincer, din punctul meu de vedere, este aberant. Pentru că vine chiar din partea celor care ar fi trebuit să facă asociații de proprietari la Pașcani și ei n-au făcut. Deci omul care nu face, îl critică pe omul care face. Ei trebuiau prin compartimentul specializat din cadrul primăriei să facă în așa fel încât astăzi toate blocurile din municipiul nostru să aibă o asociație de proprietari. Iar asociația de proprietari să fie alcătuită nu de acum, nu de 2-3 ani, de 20 de ani de când este legea. Iar dacă aceste lucruri erau făcute de acum 20 de ani, vă garantez că astăzi nu discutam proiectul cu subvenția pentru curățenia la subsol. Pentru că curățenia era deja făcută, casa scării era funcțională, iar fiecare cetățean din municipiul nostru înțelegea exact ce are de făcut și cum funcționează ca să ai un bloc curat, igienizat și funcțional. Deci ei mă critică pe mine. Este pentru mine, vă dați seama, eu care am făcut zeci de ședințe la scara blocului cu cetățeni și mi-am petrecut împreună cu colegul meu, Alex Dandu, ore în șir, să explic la oameni, dom'le, așa trebuie să faceți, așa trebuie să vă organizați și veți avea rezultate. Rezultatele se văd, să știți. Eu vă invit pe dumneavoastră să mergeți în zona Vale, să vedeți asociații alcătuite acum 3 ani de zile, care au început să schimbe ușa la intrare, au pus lumină pe casa scării, fac curat pe casa scării, au schimbat geamuri termopan, alții au făcut curățenie generală. Deci lucrurile funcționează. În schimb, ce au de la domnul primar? Domnul primar ne povestește că el nu este capabil să gestioneze blocurile ANL, unde proprietar este primăria, unde primar la primărie este Pantaza, Dumitru. Și n-am putut să nu-i spun că este incompetent, dar el o spune cu cuvintele lui. Nu poți, în momentul în care ești primar, să spui, dom'le, nu am reușit acolo să fac curățenie la subsol. Am făcut odată, acum nu știu cât timp, și iarăși este mizerie acolo. Deci nu este acceptabil pentru mine așa ceva. El este primarul municipiului, are la îndemână toate instrumentele și toată forța politică pe care îi asigură majoritatea din Consiliul Local să facă ce are de făcut în Pașcani. Dacă el se plânge că nu poate să facă, din punctul meu de vedere, este un incompetent. Am avut interpelări, fiecare aproape consilier local a avut o interpelare legată de în mare parte curățenia din parc, de igienizare. Aș dori să dau cuvântul și domnului Bodoașcă pentru a completa un pic cu amănunte legate de proiectul cu statul de funcție la primărie. Aș începe prin a vă spune că fiecare an, când sunt consilier municipal, 4 ani de zile, am votat atât statul de funcție, cât și toate modificările de pe parcursul ale propuse de domnul primar, tocmai în același motiv, să nu zică că îl împiedicăm să funcționeze din la primărie. Astăzi n-am mai putut să fim de acord cu aceste modificări la statul de funcție, deoarece sunt vădit cu dedicație. Și o să vă explic de ce nu cred că sunt corecte. Nu putem, domnul Zane propune să modificăm un inspector clasa 1 grad profesorat superior în cadrul compartimentului sport, în inspector clasa 1 grad profesorat debutat, motivat de faptul că vom înființa un muzeu acolo la Palatul Cantacauzino. Domnilor, cum să vă spun, noi n-am dat omul pat acolo. Ne-am apucat de treabă și angajăm deja personal la muzeu. Păi, domnul Zanet a motivat că îi trebuie un an sau doi ca să transforme, să facă muzeul în personalitate juridică. Și a dat exemplu faptul că i-a trebuit 2 ani să facă un SRL. Dacă îți trebuie 2 ani să faci un SRL,
Nu ești incompetent, ești super incompetent, ești trecut de incompetent. Toată lumea știe cum se revede să faci în câteva săptămâni de zile, dar ți-i trebuie 2 ani, așa și aici, ca să faci, să transpun în personalitate juridică o direcție în cadrul primăriei, să studiască 2 ani. Apoi vedem că avem două, dar de sector administrativ, două funcții de execuție. Cum place mie să spun, de ce calculează la firul ierbii, un maestru și un muncitor calificat să le transformăm în funcționar. Dacă nici asta nu mai e cu dedicație, un funcționar, inspector în cadrul birou, da? Deci luăm oamenii care lucrează pe teren și îi punem la birou. Astea sunt, din punctul meu de vedere, modificări făcute acum pe final de mandat de domnul primar, să-și fidelizeze clientela, activul de partid sau s-a supărat când a spus că e posibil să fie și alte interese cu ceea ce privește cei care vorbim aici, poi urmări cu celeritate, așa cum îmi place unul să spună, cine va veni și să va înscrie la aceste concurs. Atât pe acest subiect. Mai este ceva de zis? Da, completez la proiectul cel de-a avut noi cu subsolurile. Mai aproape. Mă surprinde, efectiv mă surprinde că cei din primăria Pașcani, cred că toți ne doi, ne-au doi proști, da? Am primit de la Curtea de Conturi foarte multe decizii și informări în fiecare an, printre care era și acea decizie care privea recuperarea banilor de la blocul de turn. Doamna vice, domnul primar, domnul consilier Avrănic, toți spuneau că acolo Curtea de Conturi a luat banii pentru că au fost lucrări ilegale. Și cred că e clar și domnul Zanita a recunoscut-o acum, înspre final. Acolo s-au invitat banii pentru că acei lucrări s-au făcut fără acordul Consiliului Local și fără acordul Asociației Proprietari. Tocmai de aceea astăzi aveam nevoie de un proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local și în regulament spune clar că era acceptul Asociației Proprietari, dacă vă uitați la anexe, trebuie luat în adunare generală, cu 100% plus 1. Păi să vii să dezinformezi în spațiu public de 4 ani de zile, fac asta. Spun că acolo se iau bani pentru că era ilegal. Nu e ilegal, nu. S-a făcut fără acord de Asociația Proprietari de lucrări. Și domnii, dar sunt convins că n-au citit. Te rog. Atât de asta, dar doar că astăzi s-a creat un mare deserviciu populației din municipiul Pașcani pentru respingerea acestui proiect, ultim proiect de pe ordinea de zi. Asta le pe limba ei pierde. Iar domnul Zanet a spus într-un final, așa cum spunea și colegul meu, lipsa acordului cu Consiliul Local și lipsa acordului Asociației de Proprietari a dus la acțiune de recuperare a banilor din raze primărie către acele blocuri în trecut. Acordul Consiliului Local constă tocmai în această hotărâre de Consiliul Local pe care noi am propus-o spre aprobare astăzi. Nu a fost în scop electoral. Această hotărâre de Consiliul Local a fost înregistrată la Consiliul Local cu multe luni în urmă. Ei au lăsat-o să vină acum, tocmai pentru a pretexta. Eu am rămas surprins de amploarea și de lipsa, în același timp, de lipsa de consistența discursului combativ împotriva acestui proiect de hotărâre. Până la urmă nu s-a arătat decât că voțul strigă voții și toți au vrut să ne convingă că altfel este negru. Dacă sunt întrebări. Da, Mihaela, mă scuz. Așa, voiam să mai adaug și eu ceva vis-a-vis de motivele menționate de consilierii PSD, printre care și caracterul de nedreptate vis-a-vis de cetățenii municipiului Pașcani, cei care își permit să facă investiții la subsolul blocurilor. Nu este corect pentru că toți cetățenii municipiului Pașcani plătesc taxe și impozite, iar primăria nu se ocupă doar de aspectul social al administrării unui municipiu. Așadar, pentru cei care nu știu, nu se pot face investiții, primăria nu poate ajuta în momentul în care într-un bloc nu sunt organizați cetățenii într-o formă legală, nu poate veni cu un ajutor să-i ajute pe cei care nu își permit să facă astfel de investiții. De aceea, proiectul nostru se adresează ca beneficiar asociațiilor de proprietari și nu cetățenilor nominali fiecare în parte. Da? Deci nu e vorba de o nedreptate. În momentul în care cetățenii se organizează în asociații de proprietari, pot fi și ei beneficiarii unor astfel de proiecte. Dacă domnul Marius Mitrie s-a ocupat de organizarea acestor asociații și a venit în sprijinul cetățenilor, iar departamentul din cadrul primăriei municipiului Pașcani nu a făcut asta, nu este corect. Absolut deloc. Cei care s-au străduit să-i ajute pe cetățeni să fie folosită această chestiune
ca și cum ar fi din punct de vedere electoral. Da? Cel care ajută se pare că greșește, da? Iar cel care nu face nimic are toate motivele să-l critice pe celălalt și să fie cât se poate de competent. Un anunț de făcut din partea grupului PNL, așa cum am obișnuit pe cetățenii municipiului Pașcani în fiecare an, în data de 2 iulie va avea loc o slujbă de pomenire și comemorarea a voievodului Ștefan cel Mare la statuia acestuia la ora 14:30. Invităm pe toată lumea. Vă invităm să fiți prezenți alături de noi, bineînțeles cu respectarea măsurilor legale de distanțare socială. Vă rugăm, întrebări dacă sunt. Da. Eu mă bucur că adversarii mei politici vor ridica subiectul cu asociațiile de proprietari, pentru că eu sunt chiar mândru de ceea ce am reușit să fac împreună cu colegul meu, Alex Gandu. Eu știu că am ajutat oameni. Eu sunt absolut convins că am ajutat oameni, pentru că eu nu am fost la nimeni să-i spun faceți asociația de proprietari, ci de fiecare dată, absolut de fiecare dată, oamenii au venit și au spus, domnul Pintilie, cum facem să rezolvăm o problemă? Iar eu, în momentul ăla, am zis, domnule, sunt consilier local, este datoria mea să-i ajut pe oameni. Prima asociație de proprietari a fost constituită la blocul la care locuiam. Pentru că am înțeles că nu este altă variantă. Cei de la APA Vital nu vor renunța niciodată la condițiile lor. Eu nu puteam să rămân nespălat. Trebuia să mă spăl. Și atunci am zis, domnule, fac asociația de proprietari și rezolv problema apei, dar rezolv și celelalte probleme din bloc. Vă răspund acum dumneavoastră. Asociația, toate aceste asociații de proprietari au în comun o societate care le administrează. Orice asociație de proprietari poate renunța de mâine la contractul de colaborare cu firma mea. Eu pentru aceste servicii prestez un tarif de 5 lei pe lună. Este singurul ban care îl încasez de la membrii asociațiilor de proprietari. Fiecare asociație de proprietari are statutul ei juridic individual. Nu există conceptul de o asociație de proprietari mare care să conțină, să zicem, 70 de imobile. Deci fiecare scară de bloc sau fiecare bloc are statutul ei. Ei au un contract cu mine, eu le fac servicii de caserie, de contabilitate, de evidențiere a plăților, de repartizare a costurilor și facem suplimentar pe lângă lucrurile astea și, cum să vă spun eu, consultație juridică, poate mult spus, coordonare. Îi ajutăm în momentul în care un președinte vrea să facă ceva la scara blocului, vine și ne întreabă. Aș vrea să fac o reparație, aș vrea să fac, eu știu, o schimbare, ceva acolo, cum pot face? Și noi, bineînțeles, mai ales colegul meu, Alex Dandu, care este mai priceput decât mine pe subiectul ăsta, îi explică ce trebuie făcut în așa fel încât să stăm întotdeauna în legalitate. Acum, ăștia este, cred că v-am răspuns la întrebare. Este un SRL care eu sunt acționar, salariat, nu sunt eu salariat acolo, am 3 salariați care fac aceste lucruri, trebuie să dau salarii, nimeni nu lucrează pe degeaba. Și cred că salariile sunt mici în continuare, dat fiindcă e 5 lei pe lună, nu îi permite mai mult. La nivelul asociațiilor, ați decis investiții, ați stabilit firme care să facă lucrări, ați gestiona bani? Deci, fiecare asociație de proprietari își ia propria hotărâre ce face în bloc. Noi, fiindcă nu suntem locatari în bloc, nu avem niciun drept. Nu putem hotărâ nimic. Eu, de exemplu, Alex Dandu, dacă la el în bloc este asociația de proprietari și el este proprietar, atunci el are un singur vot din asociația care este acolo, probabil cu 20 de apartamente sau 16. Restul, nu avem ce să hotărâm. Eu sunt... Credeți-mă, deci toate atacurile astea care vin din partea PSD-ului pentru mine sunt binevenite, pentru că vă dați seama dumneavoastră, un om de la un bloc din vale, da? De la Ceuri sau de la Teuri din deal,
care acum un an de zile nu avea apă pentru că toate țevile de la subsol erau crăpate, erau ruginite, și omul ăla acum are apă. Și el știe că m-a sunat pe mine, eu m-am dus acolo, am vorbit cu ei, am vorbit cu vecinii, i-am învățat, i-am coordonat și au rezolvat problemele pe banii lor și au plătit reparațiile și au plătit igienizarea. Iar acum să vină cineva să spună, domnule Pintilie... Dar fiți atent la întrebare, vă frumos. Haideți un pic mai scurt, peste contact timp ca și... Vă rog. Ați gestionat bani, ați stabilit investiții, ați stabilit firme care se fac lucrări? Nu, n-am cum. Este doar hotărârea asociațiilor de proprietari. Toate investițiile, toate reparațiile care se fac acolo, se fac prin decizia asociației de proprietari cu proces verbal pentru fiecare asociație de proprietari. Este hotărârea lor, președintele asociației de proprietari se ocupă de toate lucrurile astea. Altă întrebare. Cum apreciați votul celor patru consilieri locali care sunt membri în Comisia Economic, care inițial au fost de acord cu acest proiect, dar astăzi s-au abținut? Nu știu, probabil au avut o hotărâre la partid să voteze abținere sau împotrivă. Probabil că s-au întâlnit după ședința de Comisie Economică și au hotărât, domnule, la votul, la proiectul liberalilor, votăm împotrivă și dăm în Pintilie. Și o ultimă întrebare, tot vis-a-vis de discuții și de comportament. La fel, cum apreciați aceste intervenții ale șefilor de instituții din subordinea Consiliului Local, care ar trebui să vină să răspundă întrebărilor și să primească soluții de la dumneavoastră, așa cum spun? În schimb, vedeți, se ridică tonul, se cere demisia consilierului local, care este reprezentantul comunității, la urmă, privând aceste legislative. Da. Domnul Ursu, în special, are talentul ăsta de a denatura discuțiile, iar la o întrebare, el răspunde cu o acuză. Iar când formulează răspunsul, mai pune și o ironie înăuntru și mai pune și niște lecții. Domnul Ursu, când vine în Consiliul Local, ne dă lecții nouă. Înțelegeți? Cu toate că și el a fost consilier local și știe că consilierul local este ales, este demnitar. Poți să-ți dai... Deci m-au ales oamenii să mă duc în Consiliul Local. Atâta timp cât eu am sprijinul oamenilor, sunt acolo. Nu poate nimeni să înceară mie să mă duc acasă. Aș trăda votul oamenilor. Deci eu sunt în continuare aici. Bun, rău cum sunt, mă vor judeca oamenii din nou dacă mă voi prezenta la alegeri. Deci domnul Ursu, în special domnul Ursu, face aceste ironii, face aceste, să zicem, formulează aceste răspunsuri. Eu înțeleg, este foarte greu. În momentul în care vii cu raportul după nu știu câte luni întârziere în Consiliul Local și raportul este pe minus, e greu să justifici. Și atunci inventez cuvinte sau idei. Vă rog. Am mai multe întrebări. Rugămintea mea e să aveți răbdarea și să-mi răspundeți la ele. Cred că confuzia privitor la societatea care administrează asociațiile de proprietari, dacă este o astfel de confuzie, pentru mine este, rezultă din modul cum funcționează astfel de asociații la nivelul Iașului și la un moment dat au venit la Pașcan și au explicat ce anume fac pentru asociațiile de proprietari. Prin urmare, la Iași, de exemplu, asociațiile care administrează asociații de proprietari își asumă și investiții, chiar au pachete cu prețuri diferențiate pentru anumite servicii care le prestează la nivelul asociațiilor de proprietari. Prin urmare, la Pașcan, ce anume în ce constă administrarea asociațiilor de proprietari de către societatea care administrează? Deci dumneavoastră spuneți că este o confuzie referitoare la ce face societatea mea? În Iași, de exemplu, societățile care administrează asociații de proprietari fac și investiții. Ok, pot și face și investiții. Pot face și investiții. Dar eu știam că la Pașcani PSD-ul mă va ataca pe mine pe subiectul ăsta. Și atunci, ca să vă răspund la întrebare, societatea mea care administrează asociații de proprietari nu face decât servicii de caserie, repartizare costuri și atât. Deci e mai degrabă un serviciu de contabilitate decât de Este un serviciu de contabilitate. Special am vrut să fac așa, nu mi-am luat alte atribuții, pentru că eram convins că se va întoarce într-un fel împotriva mea, că vor încerca să găsească un fel de legătură, cumva o conspirație, Pintilie Malificul, care
suge banii de la oameni din buzunar. Deci nu există nimic decât 5 lei pe lună plătiți pentru servicii de contabilitate, pentru administrare. Vă invit să, dacă cineva este interesat de cuantumul, dacă 5 lei este mult sau puțin, vă invit să vedeți celelalte tarife din țară. Nu, mie mi-este clar aici. Nu credeți că Asociația de Administrare... Societatea de Administrare. Societate, îmi cer scuze, ar trebui să-și asume și responsabilitatea realizării unor investiții? Nu cred că ar trebui să facă treaba asta. Consider că fiecare bloc în parte ar trebui să-și ia propriile hotărâri. Pentru că fiecare bloc are specificul lui și am vrut să înțeleagă cetățenii care s-au organizat că este dreptul lor de a hotărâ ce se întâmplă în bloc acolo. Am înțeles. Știți din experiență că ați avut astfel de cazuri, știu și eu câteva, în anumite scări de bloc sau blocuri, sunt oameni cu bani care refuză să participe la anumite investiții în condomeniu și sunt oameni fără bani care au participat de fiecare dată când a fost cazul de a face astfel de investiții și acum sunt, iată, în situația de a participa din nou. Prin urmare, acest ajutor propus din Consiliul Local ar fi drept pentru cei care refuză sistematic, deși au bani, să putea să facă investiții? Deci, noi nu facem diferență între cine are bani, cine nu are bani, cât are unul, cât are altul. Pentru noi este foarte simplu. În momentul în care un locatar, indiferent de situația lui financiară, a rămas în urmă cu plata obligațiilor către asociația de proprietari, noi notificăm președintele de asociații să ia măsuri. Da? Și președintele de asociații, în 99% din cazuri, pregătește o documentație la care noi contribuim, îl ajutăm și este dat în judecată cetățeanul care nu a plătit, indiferent că are bani, că nu are bani. Deci, pentru noi, investiții care se fac, chestiunea socială la asociația de proprietari nu există. Deci, cei care au rămas în urmă, indiferent de câți bani au, sunt dați în judecată. Ajutorul de la primărie vine către blocul întreg. Nu putem face noi deosebire acolo și nici nu este corect, nici moral nu este să fac deosebire dacă unul are, dacă unul nu are. Deci dacă blocul a rămas dintr-un motiv în urmă, în sensul că are probleme la subsol, atunci ar trebui să-l ajutăm. Și am spus și în Consiliul Local, cred că ar fi o metodă de încurajare și de promovare a importanței asociației de proprietari în orașul Pașcani, pentru că, din practică, se întâmplă în felul următor. Lumea în oraș a făcut asociații pentru a rezolva problema apei. Nu mulți înțeleg că rezolvă și toate celelalte probleme din bloc. Și atunci ne întreabă, doamne, dar dacă fac asociații de proprietari și mi-am tras apa, mai am și alte avantaje? Și aici cred că primăria ar trebui să spună da. Dacă sunteți bine organizați și sunteți în cadrul legal corespunzător, atunci puteți, nu este obligatoriu, primi ajutor și din partea administrației locale, dar și din partea administrației naționale. În anii din urmă au fost programe de ajutor pentru anvelopare a blocurilor cu bani și de la guvern. Era o schemă 50 de la guvern, 30 de la primărie, 20 contribuția asociației de proprietari. Deci în momentul în care ești pregătit din punct de vedere juridic, dar ai și fondurile obligatorii gata, pregătite pentru investiție, toate lucrurile funcționează în regulă. Două întrebări mai am pe acest subiect. Aparatul de specialitate a dat aviz negativ. Suntem într-o ordine de drept, spunem, nu? Ar fi trebuit... La care proiect? Păi la proiectul despre care discutăm. La proiectul 13, da. Așa. Ar fi trebuit să consilierul local să țină cont de avizul dat de aparatul de specialitate sau nu? Au dat negativ de la juridic. Vă referiți la avizul Comisiei Juridice? Nu, vă uitați la servicii în raportul anexat, numai puțin ca să explic. În raportul anexat la proiectul de hotărâre, scriu exact că proiectul nu este legal. Și aveți acolo un pasaj exact explicit la această chestiune. V-am argumentat pe această temă. Păi, proiectul de hotărâre este cât se poate de legal.
Întrebarea mea este alta. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere. Dacă consiliul local, consilierii locale ar trebui să țină cont de acest... Orice aviz este un aviz consultativ. Așa cum am susținut și în ședința de consiliu local. Dacă un proiect de hotărâre care ar trece prezumptiv este atacat, avizul de legalitate și îl va da prefectul județului Iași. Și dacă ei au dreptate? Ei cine? Prefectul? Nu. Funcționare din primărie. Da, se va revoca hotărârea. Nu, da. Păi și este ok, este ok din partea consiliului local să vină cu retorică că iată, un astfel de proiect de hotărâre este posibil în contextul în care specialiști din primărie, de la finanțe, directorul economic a spus că nu semnează o astfel de plată pentru că ar fi ilegală. Atâta timp cât nu există un proiect de hotărâre care să stea la baza unui astfel de plăți, este ilegal, logic. De asta există, au existat și acele procese intentate împotriva proprietarilor care au beneficiat de bani de la primărie în anii trecuți. Aprecierile au fost pe bază de hotărâre. Nu, domnul Zalet a spus clar la sfârșit și domnul Cojocaru. Pasăre pe limba e piele. Acel proiect de hotărâre, banii respectivi care au fost dați de primărie au trebuit să fie recuperați pentru că nu au avut la bază o hotărâre de consiliu local. Noi asta facem. Creăm contextul legal pentru ca acest ajutor să poată merge la Pășcăneni. Ei nu au vrut. Asta e. Da, dar de asta ați văzut în proiectul, în raportul de specialitate, că a fost făcut tutentă, da? Una propuneam noi și pe altceva sau s-au justificat cei din aproape specialitate. Noi propuneam un contract de colaborare, ei spuneau că n-au găsit, au motivat că primăria nu are prerogative de gestiune și administrare a proprietății comune. Dar noi nici nu propuneam așa ceva. Investițiile vor fi făcute pe... Dar nu e vorba nicio investiție, din asta duceți... Primăria acordă un ajutor, așa cum face... A făcut table de sculptură, așa cum face tot felul de spectacole, într-un cadru legal. Iar cadrul legal este hotărârea de consiliu local. Și v-am spus, funcționează foarte bine la Giurgiu, la Motru. Trebuie să înțelegeți că principiul descentralizării și autonomiei locale este înțeles total greșit de către PSD. Atunci când argumentează pentru propriile proiecte, acest principiu funcționează. Când este vorba de un proiect în opoziție, aceste principii nu mai există. Chestiunea este simplă. Vă rog, următoarea întrebare. În legătură cu salubritatea, da. Au fost discuții privitor la serviciu. O societate care are datorii de achitat, moștenite de altfel, poate să fie pe plus în profit? A fost în 2018. Da. În 2018, rezultatul activității strict pe anul 2018... Știți motivele și a fost pe un segment foarte scurt. Și știți motivele la momentul. Înțeles. Deci eu pot avea niște datorii din urmă. Dar anul ăsta am făcut în așa fel încât veniturile mele să fie cu un pic mai mari decât cheltuielile. Am înțeles. Eu rămân cu datoriile care le-am cumulate din urmă. Nu înseamnă că le-am șters, nu înseamnă că le-am achitat. N-am reușit lucrul ăsta. Dar activitatea strictă pe segmentul de an financiar 2019 a fost pe plus. I-am cheltuit bani pentru a acoperi o parte. Nu există așa ceva, domnule. Nu. Nu există așa. Deci când plătești datorii din urmă, asta înseamnă că nu plătești pe cele curente. Datoriile la sfârșitul anului se cumulează, rămân cu datorii. Societatea, de exemplu, are în continuare datorii de 1,5 milioane. Dar sunt datorii care vor fi plătit în continuare. Deci datorii din urmă sunt datorii din urmă. Exercițiul financiar înseamnă așa, într-un an de zile. Cât ai încasat, cât ai cheltuit. Iar în 2018 a încasat cu mult, un pic mai mult decât în 2019 a ieșit pe minus. Asta este contabilitatea. Ok, la RAGCL pierderile erau fiecare an de peste 1 milion de lei înregistrate pierderi. La momentul respectiv nu ați cerut. Am cerut demisia. Eu nu mi-aduc aminte. Da, știu că ați apărat. Consiliul local, nu. Am avut inițiative de susținere în sensul că am venit cu propuneri, domnule, hai să le facem cumva ca să îi ajutăm. Exact. Și pentru dar am cerut și demisia. Eu personal am avut discuții cu domnul Nedelcu, era director, acolo am spus, domnule, deci demisia. Abordarea a fost la fel, să știți. Am înțeles. Încă două chestiuni. Privitor la campania de reciclare, cum comentați faptul că această campanie este făcută într-un fel, dar nu și prin presa locală? Dezamăgitor. Mă refer la proiectul care a fost pus aprobării și a fost aprobat. Am întrebat eu, dacă îmi permiteți, da? Iată. Deci, propunerea mea în Comisia de Urbanism a fost că, domnule, degeaba facem noi, dăm saci și facem la case, prin primărie, ne ducem, dacă nu apar niște anunțuri în presă.
am zis, așa cum e la nivel național, niște clipuri de promovare, reciclează, fă, avem două televiziuni, puteau să primească. Și răspunsul de la doamna secretar, doamna Inamovici, a fost că acest atribut de publicitate în presă, ei aparține lui ADES și va face ADES. Eu am vrut să propun un amendament în care să suplimentăm această sumă de 430.000 de lei, încât să facem publicitate și în presă. Fără televiziune și presă nu facem nimic. Au zis că face ADES. Așa, două întrebări mai am. Sunt cetățeni care stau la case și care au probleme cu rețele de canalizare, acele secțiuni de la tranșamentul care este în stradă până în casă, sau sunt oameni, în special cei din suburbii, care au branșamente la gaz și care au probleme cu acele branșamente, sunt necesare reparații și de fiecare dată aceste reparații sunt făcute fix din banii lor. Dacă pune cele două planuri în comparație, oamenii care stau la bloc, pășcănenii care stau la bloc și care pot beneficia de astfel de subvenții de la primărie pentru a-și repara țevile, pentru a-și rezolva problemele acolo unde stau, cei care stau la case, de ce nu pot beneficia fix de aceleași facilități? De principiu, acolo unde ești proprietar, trebuie să-ți plătești întreținerea. Că proprietatea este individuală sau că este comună, proprietarii plătesc întreținerea. Că se cheamă gaz, că se cheamă lumină, că se cheamă... Deci, de principiu așa rămâne. Dar astăzi la Pașcani, și mai ales că ținem cont că suntem într-o pandemie, care nu s-a sfârșit, astăzi la Pașcani avem acest gen de problemă foarte accentuat, doar unde sunt proprietățile comune. Deci scopul este să rezolvă o treabă. Și atunci, așa cum primăria poate hotărâ, nu știu, să facă un regulament prin care să scutească pe oameni care nu au plătit la timp taxele locale. Și acum venim cu regulament și scutim de la plata penalităților pe cei care n-au plătit, Consiliul Local poate lua această hotărâre. La fel se poate lua o hotărâre, de exemplu, cu un ajutor către anumite entități din oraș. Știți dumneavoastră că în fiecare an, prin hotărârea Consiliului Local, anumite entități au beneficiat de ajutor din partea primăriei. Da? Pe bază de proiecte, pe bază de punctaj, pe bază de regulament. Deci este absolut legal să putem să dăm aceste ajutoare unde consideră Consiliul Local că acolo este de rezolvat o problemă stringentă, o problemă care încurcă, da, buna funcționare a orașului. Aceste focare de infecții de la subsolul blocurilor sunt o problemă nu doar pentru cei care locuiesc în blocul respectiv, cât și pentru cei care locuiesc în zona respectivă. Iar mai mult decât atât, cred că primăria trebuia în ani de zile până acum să facă toate demersurile în așa fel încât să se respecte principiul pe care l-a spus dumneavoastră la început. Proprietarii își plătesc întreținere. Acest lucru nu s-a întâmplat din cauza incompetenței primarului Dumitru Pantazi, cel puțin în ultimii 8 ani de zile. Și atunci noi am zis, domnule, dacă n-ați făcut până acum pentru că n-ați făcut, haideți măcar acum să-i ajutăm pe oamenii care vor să facă, care au bune intenții, care vor să rezolve o problemă. Am înțeles. Ok. Ați intrat în polemici cu primarul municipiului. V-a reproșat că ați sărit niște ani de școală. Ce studii aveți? Am terminat facultatea de inginerie alimentară. Ok. Ultima întrebare. În ședința trecută ați susținut că ar fi posibil un preț separat la apă și canalizare în cadrul asociației. Au apărut două răspunsuri din partea ANRSC și Arsacis, care vă contrazic și prezintă în răspunsul respectiv și argumentul legal. Aș vrea să știu dacă vă mai mențineți punctul de vedere prezentat în ședința trecută. Da, deci dorința mea este că îmi doresc un preț diferit pentru Pașcani. Chiar dacă nu aveți suport legal? Cum nu mai este? Deci dacă nu este suport legal, cu toate că, știți și asta, ați avut aceeași punct de vedere ca mine acum 4-5 ani de zile, când discutam despre
un preț diferit la Pașcani, în așa fel încât să putem să ne plătim prin redevență datoriile pe care le avem la Banca Europeană de Investiții. Se pare că nu este. Bun, dorința mea este în continuare că așa ar fi cel mai corect și ar funcționa foarte bine toate asociațiile de dezvoltare pe apă. Pentru că s-ar ține cont de specificul fiecărei localități, da? Și s-ar rezolva multe din animozitățile care sunt acum. În principiu, situația de astăzi, cu care eu nu sunt de acord, se rezumă cumva la faptul că locatarii, locuitorii de la oraș își plătesc apa de la sate. Bun, dar avem contextul legal și lumea ar putea înțelege că ar fi posibilă propunerea dumneavoastră. Acum, dumneavoastră sunteți om de afaceri, consilier local, aveți răspunsurile în față, le-ați citit, vi le-am trimis. Deci ar trebui schimbată legea, în așa fel încât, da, și asta este un lucru posibil, da, schimbată legea în așa fel încât să asociațiile intercomunitare care au proiecte de investiții pe apă și canalizare să poată face preț diferențiat pentru fiecare OAT în parte și atunci cred că lucrurile ar funcționa mult mai bine. N-ar trebui să ne fie frică să spunem că după 4, 5, 10 ani de când s-au înființat aceste asociații de dezvoltare, după ce s-au atras o parte din banii europeni, dacă este ceva de perfecționat, să putem propune să perfecționăm. Deci, îmi mențin același punct de vedere și cred că așa ar fi corect pentru pășcăneni. Dar care nu este posibil. Nu este deocamdată, dar eu vă spun că asta este dorința mea, așa văd eu lucrurile. Să fac o completare pe acest subiect. Deci acum nu mai e posibil. Sau teoretic nu ar trebui să fie posibil, pentru că dacă uitați noastră lege și ați citit-o și interpretați de-aia. În clipa în care sunt investiții din fonduri publice sau europene, asociațiile interjudețene vor avea preț comun. Deci până acum puteau fi proces diferențiate. Doar în cazul în care sunt investiții din fonduri europene sau fonduri guvernamentale, este obligatoriu să ai preț comun, unitar. Asociația de când a fost înființată? Nu, deci vă vedeți, dacă vă uitați cu atenție, am întrebat și am verificat, până acum puteau fi prețuri diferențiate. Păi nu, asociația de când a fost înființată derulează astfel de proiect. Păi cu noi n-a derulat niciun proiect. Nu neapărat cu dumneavoastră. Păi important este să derulezi. Ne întoarcem la același subiect. Știți de ce nu plătește asociația redevența la nivelul spus apa vital de 1,9 la acel consiliu local? Pentru că ei atunci când ne-au intrat în asociație aveau un alt împrumut. Și legea a distins așa, că prima dată să-și plătească împrumutul lor. Și după aia ca Pașcani. Mulțumesc! Mulțumim și noi, vă dorim o zi plăcută, sănătate!